Cristina! Florin Salan și Roxana Dobre au avut parte de o nuntă extravagantă la malul mării, cu sute de invitați. De la petrecere nu au putut lipsi nici colegii de breaslă ai manelistului, care au venit să sărbătorească alături de Mir cea mai frumoasă zi din viața lor. Printre artiștii care și-au făcut apariția la eveniment s-a numărat și Jador, care a fost nevoit să plece, însă, destul de repede. Jador s-a aflat și el pe lista invitaților la nunta lui Florin Salan, alături de alți artiști cunoscuți din România. Deși mulți se așteptau ca manelistul să cânte, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, solistul nici măcar nu a stat până la sfârșitul petrecerii, căci avea mai multe concerte de susținut, suntem în același domeniu și trebuie respectat așa cum se cuvine. Plec curând pentru că am decântat la Vaslui, Cuș, Republica Moldova, nici nu mai știu. Dar o să stau, pentru că îl iubim cu toții și trebuie să fim lângă el, suntem fanii lui cu toții, sunt fanul lui, a declarat Jador. Jador s-a simțit foarte bine la nunta lui Florin Salan care a avut loc la malul mării, dar a refuzat să vorbească despre câți bani a lăsat la nuntă.
Foarte frumos m-am distrat. Cum aș putea eu să vorbesc de bani când eu am fost amărât? Cum aș putea eu să vorbesc vreodată de sume de bani chiar dacă aș fi milionar sau orice aș fi eu nu aș putea să mă dau mare, a dezvăluit Jador. În schimb, prietenul artistului a fost mai sincer în ceea ce privește acest subiect. Tânărul a spus fără ocolișuri ce sumă a scos Jador din buzunar, a dat 2000 la masă, conform Viva.ro.